Asociația Promotorii Bucovinei, în asociere cu Municipiul Suceava și Consiliul Local Suceava, așteaptă în perioada 10-24 mai la Festivalul de Teatru în Limba Română pentru Copii și Tineret, ediția 2017. Concursurile se desfășoară pe două secțiuni, individual și trupe, și pe categorii de vârstă. Pentru înscrierea la concurs, profesorii îndrumători trebuie să parcurgă câțiva pași. Înscrierea trupei sau a concurenților individual prin transmiterea fișei de înscriere online la adresa de e-mail brad_elena@yahoo.com, la care se adaugă o înregistrare video cu spectacolul sau monologul care va fi prezentat și afișul, dacă este cazul. Înregistrările pe suport DVD sau CD trebuie să fie trimise până la data de 10 mai prin poștă sau curier la adresa Asociației Promotorii Bucovinei, strada Calistrat Hogaș 56, Suceava, în atenția profesorului Elena Ignat, pentru Festivalul de Teatru în Limba Română pentru Copii și Tineret. Materialele trimise vor face baza unei preselecții, în urma căreia un juriu desemnat de organizatori va alege un număr limitat de trupe care vor juca în cadrul festivalului. Rezultatele acestei selecții vor fi anunțate până la data de 15 mai. În data de 23 mai, începând cu ora 10, pe scena Teatrului Matei Vișniec, vor evolua concurenții de la categoria copii, iar în data de 24 mai, pe aceeași scenă, vor urca participanții înscriși la categoria tineret. Zilnic vor avea loc ateliere de lucru sub îndrumarea actorilor Gabriela Ioniță, Dan Clucinski și Ligia Toniță.